Păi, prohibiție. Așa, lău. Da, amore. Amore, a? Aha. Amore vă trebuie. O pune mâna și dă la pește acolo. Pe juvelnicul gol. Da-ți amore. Hai, arată peștele. Stai puțin, ți-l arăt imediat. Dacă se oprește din zbătut. Băbiță. Asta nu trebuie să-l prezinți așa ca pe ea mare, nu? Asta. Thank you.
Viță, la unde ți-ai băgat ăsta? L-am scăpat în mală, în creangă aia. Forfatul mare. Aud. Coboarul s-a. A, ăsta e ăla care l-am scăpat eu. Să mi-l dai înapoi. Era o treime, să trebuie. Să mi-l dai înapoi, că e ăla pe care l-am scăpat eu. O treime era din valoarea ăsta. E peștele pe care l-am scăpat eu, că l-am scăpat între mine și tine și a venit acolo. Da, e mai, da. Mai costumat. Mai costumat ăla. Da. Nu știu de ce nu-mi tragi mie. Bună ziua! Iată-ne la un nou episod. Suntem în bazin, ca o nostalgie, de fapt nu în bazin, ci la intrarea în bazin. În partea stângă, la căsuțe, s-a rezolvat tot. Nu mai e niciun bac. Au dat tot afară. E gol și pustiu. Dar, în schimb, odată cu decadența socială, urbanistică, se înflorește natura, se întoarce omul, se văd urme în mâl de talpă fragilă, de umanoid. Și e destul de multă lume. Suntem și noi aici, a fost și Aurica, s-a plictisit, a plecat acasă. Nico s-a dus până la magazin. E frumos, e liniște. Deci fix la bac, la bacul, fostul bac de trecere către Ghecet, la kilometru 0 Dunărea Veche, sau vârful insulei mari, a Brăilei. Pescuim, bineînțeles, la coșuleț. Am folosit coșuleț de 140 de grame, apa este foarte adâncă, un curent foarte mare. Aici este și zonă bună de somn. Eu folosesc Profele Black Force de 360, lansetă, și mai nou v-am mai spus despre ea, mulineta Chaser de la Profele. Am găsit-o la 38, cu 78 de lei. Adică, vedeți că e în vogă, costă 1,5 milioane, 2 cu transport pe net, nu, ea de fapt din fabrică e 20-30 de lei și ajunge pe la noi cu 70-80 de lei. Deci este foarte ieftină, de fapt și eu și Nico cu fir textil, iar ea inaugurează noua lansetă Fele Profele Strategist de 360. Bineînțeles, nada fish and cheese de la Utopia Bates cu pelete de krill de 2 mm, pe cârlig iermuș alb cu roșu sau alb cu alb sau roșu cu roșu sau cum vreți voi, oricum nu sunt foarte, foarte multe combinații. Am prins 7 sau 8 pești, tot morunași.
Și să vedem pe seară ce se va întâmpla. Este foarte, foarte cald. Uite că merge lui Nico, norocul meu. Astea străsăturile e destul de anemice, dar au fost și mai puternice. Da, încă are gura amorțită de la frig. Apa nu știu dacă a ajuns la 11 grade. Încet, încet își revine. Hai, dar ce avem noi aici? Priviți ce mâner ergonomic. De catifea. Da, foarte cochetă lanseta. Foarte, foarte, îmi place mult. E super, se simte un pic diferența între a mea, asta este un pic mai scumpă. Tot de la 38 a luat-o cu 250 de lei, da? Strategistul de 360 și eu am dat 200 pe profele Black Force. Haideți să vedem dacă ea are vreun pește aici agățat. Nu e pește, dar a mâncat tot. A păpat tot băiatul din farfurie. M-a avut forfac de un metru. Acum l-am mai ajustat un pic. Tata. Ce, ai lăsat fundul ăla la coșuleț? Da. De ce? Pentru că este curent și dacă îl scot, îmi spală toată nada imediat. Înțeles. Acum, dacă ai lansetă strategie, stai și strategie, nu? Normal, asta este strategia ta. Asta e strategia ta? Da. Poți să o adopți, să mă copii, sau poți să-ți creezi una nouă. Am copiat destul, am și o puțină personalitate, puțin orgoliu, puțin prestanță, o leacă de aroganță, așa un pic. Tu scoate fundul la coșuleț. Eu îi scot fundul la coșuleț să fiu diferit. Te rog. Să nu existe egalitate între sexe. Ești tatăl meu. Asta e mai mare trăsătura. Da. Ei? Ce-a dat drumul? Dă-și-mi de gorjorul, te rog.
pește. Da, mă, de-astea, da. Mă, ce platică frumoasă. Inaugurarea noului băț, Fele Strategist, a fost un succes, nu? Clar! Și-a făcut treaba. Mulțumită? Super mulțumită! Da. Recomandați și altora? Bineînțeles, Fele Strategist 360 de la 38 din barieră. Cât? Ce preț? 250 de lei. Combo cu mulineta. Cu mulineta de la Profele. La Chaser. Chaser. De 5.000 cu raport de recuperare de 5,5 la 1. Și preț? 78 de lei mulineta. Mergeți la 38 din barieră. Mulțumim de recomandare. Plăcere. Începutul dimineții, nu zor de zi, mă pregătesc să ies în lume cu tine, n-alegi. Pe malul lacului adunăm amintiri, în natură și în pădure trăim aventuri fericite. Am sămândița în apa liniștită, ne întorcem să prindem pești cu tot felul de mări. Surprizele abundă, noi prietenii găsim. Cu ictis în inimă, nimic nu ne stă în față. Abonați-vă la canalul meu de YouTube acum. Ictis aventuri cu mine, descuic eu vă. Împreună ne scoperim spectacul naturii. Fiecare clip să nu libertate și frumusețe. O bătcuță, bătculiță. Da, este ora 5:30, ar mai fi o oră din partidă. Am chinuit, dar ne-a și plăcut. Ne-a bătut vântul toată ziua. Am prins câte un kilogram de căciulă. A fost o vreme ciudată, că a fost foarte soare, foarte cald, dar a bătut vântul și acum s-a întețit destul de tare. Am luat, să zic, câte un kil jumate, câte un kil de căciulă, vreo 2 kg împreună. A fost frumos, ne-a plăcut, e un loc cu potențial, aș putea spune, au fost vreo 2 pești mai mărișori, dar sâmbăta viitoare, fiind lăsatul secului de pescuit, o să ne gândim unde o să ne ducem, să fie așa mai drăguț, mai interesant, mai distractiv. Ar mai fi jumătate de oră, o oră de pescuit, nu știu dacă se mai poate întâmpla mare lucru, dar Dunărea te poate surprinde. Nico,
Ai vreo ceva de zis? De tras vreo concluzie? Un gând bun, un gând rău? Un like, un dislike? Un abonați-vă la canal. Abonați-vă la canal. Un susțineți proiectul Ictis pe Patreon, pe Join, pe... Pe Patreon, pe Join, pe nu știu ce zice el acolo. Abonament pe ascultați-l pe descriere. Ascultați-l pe el, încep. Dacă nu vă place, dați scroll. Da, dacă nu vă place, dați scroll. Nu o să fie un vlog doar de pescuit, o să fie o salată, o ciorbă, o șaorma cu de toate. O șaorma cu de toate, te rog. Cu gătit, cu trumeții, cu... Da? Cu fotografii, cu poze, cu filmări. Cu de toate. Dezabonați-vă dacă nu... Dacă nu vă place. Dacă vă aspecteți. O să fie o șaorma cu de toate. Ca noi, nu? Ca noi, exact. Asta ne reprezintă, dacă nu putem să ne... Până data viitoare... Șapcă roșie, bluză roșie, fir la lansetă, roșu și textil. Asta e, viața e lungă și complicată, e cu suișuri și cu meandre. Sănătate, Doamne ajută! Nu pot firul, că e transparent. Mie nu-mi plac firele transparente. Mie îmi plac firele portocalii. Felicitări. Mulțumesc. Într-un prag. Scoate piatra. Ia să vă iau. Sunt două, ți-am zis. Sau nu sunt două? Nu sunt, nu? 295 minute. 300 are juvelnicul. Da, perfect, fără 5 grame. Hai mai iau un pește. 2 kg. Felicitări! Mulțumim. E bine. E foarte bine, bate-mă. Foarte bine, felicitări. Gata. Un pește și acasă. Yeah.